Domnule Curt, sezon încheiat mai bine decât perfect pentru Farul. Da, trăim o zi minunată. Ne-am bucurat aseară după meci de victorie. Astăzi ne bucurăm împreună cu tot orașul. O mare sărbătoare aici. Nu pot să fiu decât bucuros. Cred că e o zi magică pentru Farul, o zi magică pentru Constanța. Și sperăm ca la anul să fim în aceeași postază. Ce reprezintă acest titlu pentru Farul? Un titlu dorit de multe generații de suporteri. Reprezintă enorm. Eu mi-am dorit să câștig și ca jucător. Nu am putut. Mă bucur că l-am câștigat acum. Și cred că este începutul unei ere în care Farul va deveni o forță mare în România. Și nu numai la nivel național, cât și la nivel internațional, așa cum ne dorim. Victoria este cu atât mai frumoasă cât a fost obținută într-un meci decisiv și într-o revenire spectaculoasă. Da, meciul a început sub cele mai bune coordonate pentru noi. Mă bucur că băieții au reușit o remontadă extraordinară de la 2-0. A fost ceva senzațional, nici în filmele thriller n-am trăit asemenea emoții, însă am obținut un rezultat extraordinar la noi acasă, în fața suporterilor și în fața FCSB-ului. Cred că mai mult de atât nu se putea și nu pot decât să-i felicit pe staful tehnic, pe jucători, ei sunt actorii principali, precum și pe colegii mei din departamentul administrativ. Urmează acum marea provocare, Champions League, și va fi mult de lucru în această vară, până la startul viitorului sezon. Da, va fi de lucru deocamdată, vrem să sărbătorim așa cum trebuie momentul de astăzi și victoria de ieri, și de mâine suntem din nou la treabă pentru a ne stabili alte obiective și pentru a le îndeplini. Titlul cucerit vă obligă? Sigur că da, avem responsabilitate mare și nu numai față de noi, cât și pentru acest oraș.